Municipiul Petroșan se va afla sub ocrotirea Sfintei Mare Mucenițe Varvara. Viața din Valea Jiului se învârte în jurul industriei miniere, iar primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacopriții, a inițiat un proiect de hotărâre prin care solicită consilierilor locali aprobarea unui proiect care vizează declararea Sfintei Varvara drept ocrotitoare a urbei. La Petroșani, una dintre bisericile ortodoxe poartă hramul Sfintei Mucenițe Varvara. Părintele Octavian Pătrașcu ne spune ce înseamnă declararea acesteia ca ocrotitoare a urbei. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la punerea pietrei fundamentale. În plus, pentru că biserica, complexul bisericesc și etnografic Sfânta Varvara a început să fie vizitat și apreciat de turiști și din țară și de peste hotare, au înțeles și consilierii noștri și împreună cu domnul primar ne-au ajutat și ne ajută. Și mai mult, spre bucuria noastră, domnul primar împreună cu membrii Consiliului Local se gândesc să solicite aprobarea Preasfințitului și a Sfintei Episcopii pentru ca municipiul Petroșani să primească drept patron și ocrotitor spiritual pe Sfânta Mare Muceniță Varvara. Este o bucurie pentru noi, pentru că, iată, ne întoarcem la vechea tradiție, la vechea rânduială pe care o știu de când m-am născut, că m-am născut și am crescut aici și la fiecare mină exista altar cu icoana Sfintei Varvara, cu candele, cu Sfânta Cruce și nu intrau mineri în mină, nu ieșeau din mină fără să treacă, să se închine, să ceară ajutorul și ocrotirea lui Dumnezeu și intervenția sau grija patroanei minerilor, Sfânta Mare Mucenică Varvara. Deja Preasfințitul și Consiliul Eparhial a aprobat această solicitare și probabil la 4 decembrie anul acesta va avea loc și această, cum să spunem, această instituire a patronului spiritual al municipiului Petroșani. Sfânta Muceniță Varvara este sărbătorită în ziua de 4 decembrie. În această zi, minerii își comemorează ortacii care și-au pierdut viața în subteran, punând pomeni la monumentele Sfintei de la toate unitățile miniere din Valea Jiului. De Sfânta Varvara, minerii se roagă pentru colegii lor care au trecut în neființă, sacrificându-și viața pe altarul aurului negru.